Bună seara, dragii mei berbeci! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop la etalările pentru fiecare zodie în parte pentru luna noiembrie. Așa cum spuneam în etalările trecute, o să fac astăzi pentru fiecare zodie în parte o etalare generală. O să avem răspunsuri surpriză, personalizate la situațiile cu care vă confruntați. Bineînțeles că avem și mesaje călăuză, o să discut despre planul iubirii, financiar, material, sănătate, dar și în ceea ce privește planul acesta al intimității. Evident că dacă este cazul o să arăt acea imagine, dacă nu, nu. Acestea fiind zise, o să încep cu energia generală a acestei etalări sub forma unui mesaj călăuzitor pentru luna noiembrie. Dragii mei berbeci, că despre voi, pentru că despre voi este vorba, o să extrag un mesaj călăuzitor de care ar fi bine să țineți cont în măsura în care rezonați cu această etalare. Nu este doar un mesaj, sunt mai multe mesaje. O lună în care va fi nevoie să munciți ca să fiți răsplătiți. Ar putea să aveți parte de foarte multă muncă în luna noiembrie, dar să știți că recompensele nu se vor lăsa așteptate. Și datorită comunicării clare, concise, s-ar putea să urmeze o nouă etapă în viața dumneavoastră. O etapă atât în planul relațional, afectiv relațional, cât și în cariera voastră. Este o lună în care s-ar putea să negociați mult, s-ar putea să vorbiți foarte mult, să puneți la punct niște planuri care vor avea chiar un termen mediu și lung, astfel încât în anul 2024, chiar pe la început, să aveți posibilitatea încununării cu succes a unui plan început, să spunem, din luna noiembrie. Comunicați foarte bine, relaționați foarte bine, o lună în care s-ar putea ca lucrurile clare să ducă la prietenii lungi, asta în cazul în care vă gândiți să începeți o relație sau să reluați, bineînțeles, o relație. De asemenea, dacă ne gândim la orice fel de separare, conflicte, divergențe, acestea ar putea fi rezolvate cu ajutorul comunicării. La voi comunicarea este de bază și datorită faptului că sunteți clar verbalizați sau ar trebui să verbalizați, să vă exprimați sentimentele, veți avea parte de foarte multe prietenii lungi, planuri pe termen mediu și lung. Să știți că și la serviciu este imperios necesar să comunicați clar, pentru că sunt destul de multe persoane pe care le-ați putea intimida prin faptul că voi în general sunteți niște luptători, în general tindeți către lucruri aproape imposibile pentru alte persoane din jurul vostru. Haideți să vedem, dragii mei, există și anumite joburi pe care urmează să le faceți, ce ar însemna comisioane, targetare, poate obțineți un job în comunicare, poate obțineți un job în vânzări, de asemenea s-ar putea să fie nevoie chiar să vă vindeți calitățile, skillurile, talentele, de exemplu, asta în cazul în care sunteți chemați la un interviu, în ideea aceasta. Trebuie să vă vindeți scump, mai ales că vindeți, bineînțeles, că este un termen metaforic, așa vorbind, pentru că sunteți oameni care au studiat, care au învățat sau care pur și simplu au muncit foarte mult și își merită locul oriunde. Adică să nu acceptați așa orice ofertă, pentru că meritați să fiți plătiți mai bine, meritați să aveți un job mai bun, vești care vă răspunde la o rugăciune a voastră sau la un gând, la o dorință în care ați investit mult. Primiți vești dacă ați investit bănuți, dacă ați investit sentimente. Ok, haideți să vedem ce vă rezervă luna noiembrie. Vin
foarte multe vești bune, aveți și o victorie, cum spuneam, pentru o dorință la care v-ați gândit foarte mult, pentru care v-ați rugat. Vreau să vă zic că posibil să aveți niște recunoaștere publice sau premii, posibil ca cineva să vă facă niște oferte, s-ar putea să primiți niște bani, să fie niște intrări de bani dacă așteptați, să fie anumite călătorii la finalul cărora veți primi vești foarte bune pe toate planurile, bineînțeles. Să știți că este o schimbare foarte importantă după 6, 8, 10, 12 luni de foc, să spunem așa, pentru anumiți berbeci. O mare realizare, o mare schimbare pare că are loc în această lună, cum spuneam, cu bătaie. Deci începând din luna noiembrie, într-un an de zile sau chiar începând cu prima parte a noului an, veți avea o schimbare extraordinară pe toate fronturile. Perspective diferite, după o perioadă de stagnare, bineînțeles, apare această schimbare radicală, o nouă etapă, aș putea să spun, în viața voastră. Puteți să vă mutați chiar dintr-un loc în altul, puteți să faceți ori să obțineți niște sume de bani, intrarea în posesia unor drepturi care vă ajută să vă mutați, să vă relocați, să puteți să vindeți, să cumpărați ceva, în orice caz, dacă aveți o proprietate, de exemplu, s-ar putea să o vindeți astfel încât să plecați în alt oraș, în altă țară cu familia sau nu. Important este această voință de a schimba lucrurile pe baza comunicării. S-ar putea să discutați mult, să negociați mult, să scrieți pe foaie avantajele și dezavantajele unei relocări, unei mutări, chiar și de serviciu sau chiar, v-am spus, cu familia în altă țară, dacă este cazul, sau pentru anumiți berbeci există și posibilitatea unei separări, unui divorț, dar tot pe baza comunicării, adică discutați foarte mult cu persoana respectivă astfel încât să iasă bine și pentru voi și pentru persoana respectivă. Nu este ca și cum ați fugi, ați abandona relația. Și dacă mai este și un copil implicat, cu atât mai mult. Adică discutați clar, concis ce vreți să faceți, inclusiv în cazul unei separări. Posibil să fie vorba și despre o separare aici, posibil să o separarea voastră, separarea unei persoane din jurul vostru, unei apropiat. Totul se discută cu cărțile pe masă pentru a ajunge la un consens sau pentru rezolvarea unui conflict pe cale amiabilă. Este o lună în care ar trebui sau ar fi necesar, mai mult decât ar trebui, să încercați pe cât posibil să împăcați și munca și partea aceasta de odihnă, pentru că sunteți ca un arc. Este timpul să vă odihniți, să vă luați o vacanță, bineînțeles, dacă este posibil această minune pentru multă lume. În orice caz, pentru a lua o decizie extrem de importantă, ca cea pe care am discutat-o mai devreme, va fi nevoie să vă relaxați înainte, să vă odihniți, să nu... Este nevoie de foarte mult echilibru, să nu luați o decizie apoi să vă pară rău, mai ales în cazul în care vreți să părăsiți pe cineva sau să puneți capătul unei relații fără niciun viitor sau unui serviciu care nu vă mai mulțumește, bineînțeles. Tot ce faceți, că luați un împrumut, că cumpărați ceva în rate, că este nevoie să analizați și să reanalizați practic toate elementele unui contract, toate elementele unei tranzacții, toate elementele unui contract de muncă, avantajele și dezavantajele mutării dintr-o casă în alta. Sau poate, eu știu, vreți să vindeți ceva și cineva vă propune vă cumpărați altă proprietate și dați voi banii când îi aveți. Nimic din toate astea. Lucrurile clare, cum spuneam, la voi duc la prietenii lungi. Meditația vă oferă răspunsuri dacă vreți și, mă rog, vă gândiți la un răspuns concret. Sunteți extenuați, sunteți obosiți, poate și fizic. S-ar putea ca unii berbeci să încerce să-și ia foarte mult de lucru acasă și la serviciu și cu copii și, în sfârșit, la un moment dat s-ar putea să fie așa un soi de burnout care să vă cam lase lat sau lată. Este foarte important să vă odihniți, este foarte important să fiți cu mintea liniștită pentru că urmează niște schimbări absolut importante, schimbări de carieră,
schimbări în viață, treceți într-o nouă etapă și este nevoie de voi acolo în povestea, povestea voastră, pentru că s-ar putea să fie chiar cea mai importantă schimbare de destin, să-i spun așa. Nu prea îmi place mie să folosesc așa niște cuvinte foarte mari, dar grosomodo este vorba despre o predispoziție. Așa m-au învățat profesorii mei să spun și așa voi spune mai departe. Apropo, îi salut și îi îmbrățișez cu mare, mare drag. Predispoziția este către o schimbare importantă, o schimbare benefică. Și bineînțeles că minunații ghii spirituali vă vor acolo în povestea voastră. Voi să țineți stiloul și pixul, nu să fiți extenuați emoțional, fizic și să se hotărască în numele, în numele vostru. Ok. Haideți să vedem ce se mai întâmplă în luna noiembrie. Cum v-am zis, după o perioadă de stagnare sau de rutină, că sunt foarte mulți berbeci care par a fi rutinați, urmează și o călătorie, să știți, cu avionul, cu trenul, cu mașina personală, dar cu bagaje, nu neapărat o călătorie de, nu știu, o vizită, o simplă vizită. Pentru berbec, dragii mei, o diplomă, din câte se vede aici, sunteți destul de inventivi sau ar trebui să fiți, n-ar trebui nimic, ar fi foarte bine să fiți foarte atenți și la partea aceasta de creativitate, inovație. Berbecii care sunt creativi și inovează vor fi răsplătiți. Vă vin sau vă vor veni foarte bune și noi idei care o să vă inspire atâta vreme cât sunteți odihniți, de asta spuneam, și nu tensionați. La fel, comunicarea este cuvântul de ordine în luna noiembrie. Veți comunica sau este necesar să comunicați foarte clar tuturor celor implicați în situația aceasta cu care vă confruntați, de schimbare, de mutare. Să comunicați aceste idei care ar fi, care ar urma să fie implementate în viața voastră, în familia voastră, relațiile interpersonale, dar mai ales la job și la serviciu. Pentru că datorită acestor idei care vă vin, s-ar putea să fiți răsplătiți în bani sau trimiși să, nu știu, lucrați în altă parte, să știți cum sunt acei manageri de criză. Vă trimite exact acolo unde e criza mai mare, vă trimite să rezolvați problema, ceva de genul acesta. Destul de multe provocări în drumul vostru, în luna noiembrie, dar veți fi foarte fericiți să le faceți față și le veți face cu brio. Posibil să fie și anumite corecții, ajustări în planurile voastre. Asta în cazul în care este bine să nu vă grăbiți. Mutare importantă, schimbare importantă. Încheiați un ciclu de viață, începeți unul cu totul și cu totul nou. Atenție să fiți prezenți acolo în viața aceasta. Dar spun mai mult, e vorba despre o mutare care vă trezește cumva la viață. Parcă respirați din nou. Este un fresh new start, ca să spun așa cum spune francezul vorba, un nou început foarte fresh de care veți avea nevoie. Și, în fine, atenție la ce vindeți și cum vindeți. Dacă aveți, bineînțeles, un contract de dus. Aș vrea acum să mă gândesc la partea aceasta de iubire, s-ar putea să fie vorba despre a pune capăt unei relații și a începe o altă relație. Uneori s-ar putea ca o căsătorie să se încheie și alta să înceapă, sau o căsătorie să se termine și o relație să înceapă. Haideți să vedem despre planul iubirii. Literele A, C, D, F, O, T, V, de asemenea Z, E. În planul iubirii, mai ales că sunt implicate niște despărțiri, păi f-
Foarte mulți gemeni își vor găsi în luna noiembrie sufletul geamăn și cred că acest suflet geamăn vine din trecutul vostru. Posibil persoane cu care v-ați mai intersectat și sunt în momentul de față la distanță. În unele cazuri pare că nu sunteți un cuplu, dar veți fi, în ciuda tuturor problemelor, în ciuda tuturor piedicilor. S-ar putea să-i fost destul de multe piedici în calea fericirii voastre. Foarte multe blocaje, cel puțin comunicaționale, foarte multe influențe negative, de malefice nu mai spun, pentru că e prezent aici, sau prezent, că este energia. Fără doar și poate, dar în următoarea perioadă să știți că, așa cum spune și acest mesaj de trezire, este o trezire pur și simplu la viață, ceva vă trezește. Cred că este vorba despre niște adevăruri pe care le veți afla. Despre o persoană sau informații care v-au fost ascunse sau cineva tot uneltit așa împotriva voastră, astfel încât v-a încurcat foarte rău și v-a pus bețe în roate, astfel încât să nu ajungeți în brațele sufletului vostru pe reche. Dar uite că veți fi împreună, poate se termină și cu o căsătorie, așa cum spuneam, în interiorul etalării. Pentru că această carte ne povestește despre faptul că cineva își dorește să își ceară iertare. Să-și ceară iertare și să meargă mai departe și să învețe din toată această experiență, această pauză, acest blocaj comunicațional. Cineva l-a înșelat pe el, cel la care vă gândiți, sau pe ea, cea la care vă gândiți. Și atunci persoana respectivă reconsideră, probabil a ales pe altcineva în defavoarea voastră, dar lucrurile se schimbă, masa jocului se schimbă, norocul de partea voastră este de această dată și sunteți extrem de clari sau de veți deveni extrem de clari în a lua o decizie. Iertați, învățați și mergeți mai departe alături sau merge mai departe alături de voi o persoană la care voi vă gândiți în momentul de față. Altfel, cei care sunt singuri ar putea să aibă o altă deschidere sau dacă au deschidere, dacă își dau la o parte aceste perdele, dacă își fac curățenie așa un pic sufletește și fac loc în suflet unor noi relații, cu siguranță au șanse să își întâlnească chiar sufletul pereche, sufletul geamăn, care pare că ar fi dintr-o țară alta decât cea în care locuiești, o țară cu domuri, o țară cu clădiri foarte înalte, cu coloane, s-ar putea să fie vorba despre mediul rural, s-ar putea să fie vorba despre niște întâlniri ulterioare, chiar să vă cunoașteți face-to-face, aveți așa o perioadă de preludiu, de tatonare și, de ce nu, cu planuri pe termen lung, poate o căsătorie. Deci la voi, căsătorie, comunicare, investiții foarte, foarte ok, care vă schimbă cumva viața, și mutările acelea de care vorbeam la începutul acestei etalări. Că toți suntem pe partea aceasta a iubirii, haideți să vedem și din punct de vedere intim. Din punct de vedere intim, încă relația nu este consumată, asta înseamnă că există acea perioadă de preludiu. Spuneam că nu o să vă arăt foarte mult aceste cărți pentru că sunt așa nuditate excesivă. Persoana parte bărbătească poate să fie o persoană cu părul șaten, un stilul acela de Ioan Cuza. Așa. Posibil să schimbe uniforme, să aibă să-și desfășoare activitatea profesională într-un domeniu în care poartă uniformă, de la artiști până la doctori, până la, eu știu, persoane oficiale. S-ar putea să fie în zodia săgetător, vârstător, berbec, taur, capricorn. Este o perioadă în care, spuneam, de preludiu, de tatonare, de atracție, foarte multă atracție fizică între voi și persoana aceasta. Energia feminină s-ar putea să fie cu părul șaten închis, castaniu, cu ochii negri, tenul alb mediu. O persoană foarte senzuală. Alminter poate să fie vorba despre, dacă ne gândim la planul intimității, foarte multă senzualitate, atracție, un dute vino care crește această
tensiune emoțională, discuțiile purtându-se mai mult prin intermediul rețelelor de comunicare, poze de profil, schimb de mesaje pe rețelele de socializare, de unde denotă faptul că încă cuplul nu este format, s-ar putea să fie în tatonare, fie că este vorba despre trecut în care, eu știu, aveți acele discuții și persoana respectivă se apropie din ce în ce mai mult de voi, dar tot așa în jurul pasiunii, sau cei singuri care trec prin această perioadă de tatonare și pasiunea lor crește de la o zi la, de la o zi la alta. Ok, că este vorba despre, despre iubire. Un răspuns aproape, nu știam unde pachetul de cărți, un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați, apoi să avem și mesajele surpriză pentru berbec. Cu siguranță lucrurile se îmbunătățesc pe toate planurile, și din punct de vedere financiar și din punct de vedere relațional. Acesta este mesajul aproape personal, mesaj tot călăuzitor pentru voi. Energia lunii noiembrie este o energie bună, binefăcătoare, foarte multe documente pe care le semnați sunt de bun augur și chiar s-ar putea să vă puneți semnătură clar oficială, nu ca primarul, pe anumite documente care vă aduce bunăstare, beneficii, avantaje, mutare, mutare permutare și abundență emoțională pe toate planurile. Ia vedeți voi ce este cu semnăturile, ce este cu semnătura aceea. Poate să fie chiar o semnătură în fața unei instanțe de judecată sau unei instanțe, nu instanță, cum se numește, persoana care oficiază căsătorii. Dragii mei, dragile mele, am să închei cu aceste mesaje surprinzătoare. Casiopea. Posibil să vă placă să fi discutat sub clar de lună sau să aveți acea perioadă de îndrăgostire sub clar de lună sau să aveți așa tendința de a studia astrologie sau de a vă uita noaptea la stele. Sau chiar să vă rugați pentru a veni în viața dumneavoastră o persoană care este pe aceeași frecvență cu voi. Trei mesaje surpriză, am să le iau una după alta. Dragii mei, dragile mele, timpul să vă gândiți înainte de toate la voi în momentul în care veți lua o decizie. Cel de-al doilea mesaj, inel căsătorie, cerere în căsătorie, vedeți? Că nu vorbesc aiurea. Iar cel de-al treilea, semne, claritate, intuiție. Comunicare clară. De asta spun că lucrurile clare duc la prietenii lungi. Dragii mei berbeți, aveți o lună noiembrie excepțională. La mulți ani tuturor celor care își aniversează zilele de naștere. În luna noiembrie, am să spun, această urare la fiecare zodie, că tot îmi spunea cineva, dar cum spui la mulți ani berbecilor, că berbecii nu sunt născuți în luna noiembrie. La mulți ani, dragii mei, la mulți ani tuturor, salut și pe cei care vizitează această zodie a berbecului, deși nu sunt în zodia berbecului. Vă mulțumesc pentru fiecare întâlnire la care sunteți prezenți. O lună noiembrie absolut minunată. Numai bine! Pa, pa!